Carmen, vorba. Carmen, o să te provoc totuși. Hai să încercăm, hai să încercăm să tragem o linie astăzi, să ne uităm puțin la toată activitatea ta și să alegi un moment, cel mai drag moment de până acum. Cel care e lipit de sufletul tău cu adevărat. Poate nu l-am văzut, poate noi nu l-am trăit alături de tine, poate nu l-ai povestit niciodată sau poate l-ai spus de... Un moment din viața mea artistică? Din viața ta, din activitatea ta, nu pot să spun momentul. Nu. Există momentul? Momentul? nu există momentul. Sunt multe momente extraordinare trăite de mine, sunt spectacole... Dar uite, dacă vrei să aleg repede, așa, și să mă refer strict la teatru, pentru că la televiziune deja se cam știe, este un spectacol pe care îl joc la Teatrul Metropolis, care se cheamă și Negru și Alb și Gri și este scris și regizat de Mimi Brănescu și care, după părerea mea, merită văzut. Din păcate, se joacă foarte rar și autoritățile știu de ce. Și este un spectacol pe care îl joc acum cu Maia Morgenstern, care se cheamă Cocktail și care a născut o legătură extraordinară între noi ca actrițe pe scenă, pentru că eu ca om o știam pe Maia, o vedeam pe scenă de la distanță, am filmat cu ea de câteva ori, dar legătura de scenă este specială. Adică acolo, dacă nu te sprijini pe partener și dacă el nu te ține în privire și dacă nu țintuiește fiecare noutate pe care tu vrei să o aduci și o duce mai departe, lucrurile devin cumva oarecare. Ori între mine și Maia este o chimie deosebită, cum rar întâlnești. Să știi că se simte asta, inclusiv din postările voastre, de pe rețelele astea de socializare despre care vorbeam. Se vede că relația dintre voi s-a schimbat cumva. Și e minunată și ajunge la noi. S-a schimbat în sensul că acum ne cunoaștem mult mai bine. Adică jucând împreună, făcând turnee împreună, călătorind atât de mult, ne cunoaștem mult mai bine. Dar eu oricum pentru Maia am un deosebit respect de mult, de foarte mulți ani, ne și cunoaștem de multă vreme și Maia a făcut la un moment dat un gest pentru mine, nu neapărat pentru mine cu dedicație. Eram întâmplător eu în chestiune, dar cred că l-ar fi făcut pentru oricine, pe care oamenii de obicei îl fac rar. Nu dezvolt că n-are rost, dar e acolo în sufletul tău. Da. E acolo în sufletul tău.